Episodul nostru de astăzi aduce în discuție unul dintre cele mai controversate acte ale lui Nicolae Ceaușescu. Vom vorbi despre multe mame, dar mai ales despre o categorie de copii care erau numiți decreței. Chiar și unii dintre dumneavoastră, cei din fața televizorului, aveți șanse de a fi rodul acelei decizii de atunci a lui Ceaușescu. Ne vom reaminti așadar decretul privind interzicerea întreruperilor de sarcină din toamna anului 1966. În prima jumătate a secolului al XX-lea, România era una dintre țările cu cea mai mare natalitate din Europa. Peste 30 de copii la 1000 de locuitori. Este adevărat că și mortalitatea infantilă era mare, dar creșterea populației era constantă. Mai ales în lumea patriarhală a satului românesc, familiile aveau mulți copii, iar practica avortului era rar întâlnită, pentru că era condamnată de biserică. După al doilea război mondial, după ce sute de mii de bărbați au murit pe front, regimul comunist a devenit direct interesat în creșterea demografică a țării. Aventura pronatalistă a României a început cu Gheorghe Gheorghiu Dej. Astfel, în anul 1948, regimul lui Dej a introdus un articol în codul penal care stabilea pedepse de până la 5 ani închisoare pentru femeile care făceau avort sau pentru cei care efectuau întreruperea de sarcină. Dar 9 ani mai târziu, în 1957, același Gheorgheu Dej a acordat permisivitate avortului la cerere. Liberalizarea întreruperilor de sarcină era mai ales o încurajare a femeilor să iasă din mediul casnic și să intre în industria țării. Totuși, peste alți 9 ani, proaspătul lider Nicolae Ceaușescu a venit cu o altă viziune asupra politicii de familie. La recensământul din martie 1966, populația țării era de puțin peste 19 milioane de locuitori. Mai alarmant era faptul că apăreau deja semnele unei îmbătrâniri a populației. Indicele de creștere demografică scăzuse foarte mult. În aceste condiții, pe 1 octombrie 1966, a fost publicat celebrul decret 770, care interzicea întreruperile de sarcină și încuraja femeile să aibă cât mai mulți copii. Practic, în urma acelui decret, în România anilor 1967 și 1968, a apărut un fel de generație spontană, foarte numeroasă. În glumele lor, românii numeau pe acei copii decreței. Visul lui Nicolae Ceaușescu era ca România anului 2000 să aibă o populație de 25 de milioane. În momentul în care Ceaușescu a murit, în decembrie 1989, planul său era aproape de îndeplinire. România avea 22,5 milioane de locuitori. Decretul pronatalist din octombrie 1966 al lui Nicolae Ceaușescu a plecat de la o problemă reală, dar efectele sale au fost deseori dramatice pentru viața familiilor. Atât femeile cât și medicii care recurgeau la întreruperi ilegale ale sarcinii erau pedepsiți cu ani de închisoare. Datorită mijloacelor improvizate la care apelau uneori pentru a întrerupe sarcina, se estimează că circa 11.000 de femei au murit. Pe termen scurt, populația țării a crescut exploziv. La mijlocul anilor 70, în școli erau atât de mulți copii încât programul se derula în 3 schimburi. Propaganda a încurajat din plin această politică natalistă și a transformat-o într-o datorie de onoare pentru fiecare femeie. La mijlocul anilor 80 s-a ajuns la un tratament umilitor. Adolescentele, cărora li se depista o sarcină, erau obligate să nască, iar femeile tinere aveau de trecut controle ginecologice periodice. Comunismul și Ceaușescu au dispărut, dar la fel de adevărat este că în România de azi problema natalității este mai gravă ca niciodată. Potrivit recensămintelor, populația țării noastre de azi coboară spre nivelul celei din anul 1966, adică în jur de 19 milioane. Aproape peste tot în Europa, întreruperile de sarcină sunt liberalizate, iar familiile au puțin copii. Acestea sunt explicațiile pentru care Europa este un continent care îmbătrânește. Astăzi, deși România îmbătrânește, este de neimaginat un alt decret precum cel al lui Ceaușescu. Spre deosebire de acum un secol, biserica nu mai are aceeași influență în viața familiilor. Ironia poveștii noastre face ca exact acea generație masivă,
născută spre sfârșitul anilor 60, să fi fost cea care a ieșit din plin în stradă în decembrie 1989, marcând prăbușirea regimului comunist. Iar morala episodului nostru sună ca povestea ucenicului vrăjitor. În cele din urmă, însuși Ceaușescu a fost victima propriilor săi decreței. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.